Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă discuție din cadrul proiectului Cugetările unui om de graniță, aici la Centrul Cultural Pitești. Îi mulțumesc doamnei director Carmen Salub pentru această invitație. Iată, ne aflăm la sfârșitul verii și vă propun o discuție, zic eu, destul de interesantă, care pleacă de la două concepte din filozofia antică, și anume conceptele de enkrateia și akrasia. Conceptul de akrasia, care se poate traduce prin lipsa de putere sau mai exact prin lipsa capacității de stăpânire a sinelui, și enkrateia, care cumva înseamnă a te avea pe tine însuți în stăpânire. Deci este opusul ideii de akrasia. Și mă gândeam să discutăm despre eventuale tentative, le-aș spune eu, de trecere de la akrasia la enkrateia, pentru că, după cum probabil că v-am obișnuit, dinspre consilierea filozofică și dinspre filozofie în genere, e foarte greu să ajungi la niște soluții clare. De altfel, convingerea mea, convingere care vine, desigur, pe linia aristotelică, este că o rețetă clară pentru dobândirea virtuții sau, în fine, pentru dobândirea fericirii este imposibil de creat, și chiar dacă ar fi posibilă o astfel de rețetă, ar fi imposibil de aplicat, din motive pe care cred că le-am menționat și în o parte dintre ele, cred că le-am menționat și în întâlnirile trecute. Dincolo de acest cadru pe care vi-l propun, în particular aș vrea să discutăm și despre rolul pe care îl au suferința și regretul în această trecere de la akrasia la enkrateia. Și probabil că poate suna așa cumva o antiteză, că suferința și regretul pot avea un rol constructiv. Mai ales că eu, ca spinozist, după cum probabil că v-am obișnuit, l-am pomenit pe Spinoza pe aici, consideră Spinoza că tristiția, că neplăcerea, că tristețea este o scădere a capacității noastre de acțiune. Dar cred că la acest capitol Spinoza poate fi îmbunătățit prin intermediul a ceea ce vine mai târziu în Danemarca, și anume Kierkegaard, filozofia kierkegaardiană, și a ceea ce astăzi se numește consilierea filozofică, o direcție de consiliere care, din fericire, în statele din Europa de Vest crește ca ramură a consilierii, a îmbunătățirii sinelui. Cum spuneam, astăzi v-am propus două subiecte care se află în strânsă legătură cu ceea ce putem numi viața bună. O viață care merită trăită în cel mai profund și intim sens. Cred că asta în mare înseamnă viața bună, o viață care merită trăită. Și anticipând puțin ceea ce sper că vom reuși să discutăm astăzi, un prim pas al conturării a ceea ce înseamnă viața bună, pentru că nu cred că există, că se poate da o definiție standard, exhaustivă, dar o variantă de conturare este cea pe care ne oferă Socrate, și anume că o viață necercetată nu merită trăită. Adică unul dintre primele criterii pentru o viață bună este autocunoașterea în onestă. Dar mai multe imediat. Cum am spus și în comunicat, cred că ne aflăm într-o lume care cultivă din ce în ce mai mult și mai vizibil akrasia, acea lipsă de putere, acea lipsă de stăpânire de sine. Modul, de multe ori, aș spune chiar vulgar, în care suntem corupți de către anumite segmente ale societății,
modul în care suntem corupți de tehnologie, de situația politică, etc., pe mine personal mă sperie. Sunt speriat de cât de facil este acum, în zilele noastre, prin intermediul tehnologiei, mai ales, să promovezi nulități din punct de vedere moral și intelectual. Publicul larg consumă, de multe ori fără să respire, rezidurile unor indivizi care nu își pun niciun fel de întrebare, nici despre viața lor, nici despre viața celorlalți, indivizi care nu au niciun fel de dubiu în ceea ce spun, indivizi care nu se îndoiesc, indivizi care au doar certitudini. Ori avea doar certitudini este un semn clar de slăbiciune, atât din punct de vedere intelectual, dar și spiritual. Copiii, tinerii și adulții deopotrivă sunt expuși unui mediu toxic. Individualismul, viața ca o competiție cu ceilalți, egoismul, neputința, disperarea de tip estetic, că tot am pomenit de Kierkegaard și poate ajungem să discutăm mai multe despre acest aspect. Iată câteva elemente dintr-un peisaj plin de contraste. Iată o parte din peisajul de dincolo de falsele nevoi și falsele iluzii de... Falsele iluzii ar fi chiar un pleonasm. Deci, dincolo de falsele nevoi și iluziile de libertate, fericire și autenticitate care ne sunt servite de societate de multe ori. Desigur, cireașa de pe tort, rețetele simple pentru fericire, pe care de multe ori le oferă o parte din literatura de self-help de consum. Desigur, nu toată literatura de self-help, dar o bună parte din ea. Niște rețete pentru fericire sau pentru orice alt element important al vieții umane, de pildă dragostea, libertatea, autocunoașterea. Acestea ne sunt puse la dispoziție pentru o sumă insignifiantă, la care se adaugă riscul neprecizat al unui fanatism subtil inoculat. Și spun fanatism pentru că se propagă constant o sete după fericire, o sete după dragostea de sine, ceea ce se numește astăzi dragostea de sine, pentru că, fac o scurtă paranteză, dragostea de sine promovată astăzi ca acceptare, ca evitarea mediilor toxice, etc., este o altfel de dragoste de sine față de cea antică, să spunem, din unde o dragoste de sine, adică o cultivare a virtuților, de exemplu la Aristotel, este de fapt expunerea la situații în care individul poate acționa virtuos. Am încheiat paranteza. Astăzi, în acest peisaj al rețetarismului, se propagă, se promovează stăpânirea de sine, crearea de sine, să devenim niște zei și niște zeițe, când de fapt de multe ori ne păcălim. Măcar de a fi conștienți că mare parte dintre situații pescuim cu o undiță de jucărie, niște fâțe, într-un acvariu, exact cum ne spune înțeleptul Marin Sorescu. Dar, dincolo de acest peisaj, pe care m-am simțit dator să-l descriu în câteva elemente, deși aș mai putea continua ore în șir descrierea lui, se află potențialul accederii continue la encrateia, la starea de putere. Subliniez potențialul. Deci, diferența între o evaluare onestă și o evaluare care sună bine, este foarte atrăgătoare, dar de multe ori este lipsită de
să folosesc un termen din asta de lemn, de fezabilitate, este tocmai diferența între potențial și actualitate. O diferență pe asupra cărei Aristotel insistă, de exemplu, foarte mult. Pentru că una e să avem potențialul de a deveni, hai să evit puțin termenul, căci a prins foarte multe conotații în cursul istoriei gândirii, de fericire, și să folosesc termenul de persoană virtuoasă. Deci, avem potențialul de a deveni persoane virtuoase, dar asta nu înseamnă că în actualitate, adică în realitate, în acțiune, în planul real, noi realmente suntem acele persoane virtuoase. Drumul de la potențialitate până la actualitate poate să fie de multe ori unul lung și destul de dificil. Iar a ne iluziona că nu există nicio diferență sau că diferența este foarte mică este un pericol total. Căzând sau cedând acestei iluzii, pericolul, unul dintre pericolele fundamentale este acela de a deveni niște persoane certe de realitatea care ne înconjoară. În momentul ăla dispare întrebările, în momentul ăla dispare curiozitatea și în momentul în care nu mai ai o curiozitate reală de explorare, adică în momentul în care nu mai recunoști că nu știi, atunci este vorba dincolo de o plafonare intelectuală, care probabil că în discuția de față ne interesează mai puțin, este vorba de o plafonare spirituală, de o plafonare sufletească, de o pierdere. Cum spuneam, accederea la viața virtuoasă presupune, cum am avut o discuție anterioară, acum două întâlniri, dacă nu mă înșel, la Aristotel, viața virtuoasă este un hexis pro aeretiche, ca să folosesc termenii grecești, adică este vorba despre o obișnuință, despre niște deprinderi virtuoase pe care le dobândim în timp și prin exercițiu. Noi acționăm virtuos, adică media justă între exces și insuficiență. Media justă înseamnă foarte simplificat că nu se poate da o valoare clară pentru acțiunea individului. De exemplu, când vorbim despre virtutea cumpătării, este una dintre virtuțile capitale. Virtutea cumpătării este aplicată în mod diferit de la mine la un alt individ. Să luăm, să zicem, consumul de vin. Insuficiența, desigur, ar fi egală în cazul de față cu abstinența, adică să nu consumăm deloc vin. Excesul, în ambele cazuri, presupune o valoare diferită, pentru că eu nu pot să beau la fel de mult ca X. Astfel că media justă nu poate să fie de exemplu, bineînțeles, este trivial cu paharul de vin, dar spre simplificare, nu poate să fie aceeași. Pentru că acest calcul este extrem de bine individualizat pentru fiecare dintre noi. Asta este unul dintre, și ca să termin cu exemplu, probabil că pentru mine media justă a cumpătării este să beau un pahar de vin, iar pentru un alt individ poate să fie de două sau de trei pahare de vin. Nu știu medicii dacă ar fi de acord cu, deja la al treilea pahar s-ar putea să fie niște probleme. Dar, în fine, cred că s-a înțeles destul de bine ideea. Și asta este unul dintre motivele pentru care nu se poate oferi o rețetă. Asta ar fost pentru virtutea cumpătării. Desigur, virtutea curajului, virtutea generozității. Fiecare se calculează în funcție de individ. Cum spuneam, nu se poate da o rețetă și mai mult, accederea la această stare de encrateia
Adică la starea de stăpânire a mea, mă avea pe mine însumi în stăpânire, nu poate să fie predată. Aristotel, când scrie Etica Nicomahică, care este lucrarea, una dintre lucrările de căpătâi ale eticii în general, o scrie pentru oameni care deja sunt virtuoși. Adică el spune că nu poți înțelege ce am scris aici dacă nu ești deja virtuos. Tocmai pentru că virtutea, o viață bună, nu poate fi pur și simplu predată. Nu poți să o citești de undeva și te-ai iluminat și a doua zi vei aduce o viață bună. Nu. Este, ca să mă exprim așa, și cu ocazia asta vă recomand și o lucrare excepțională, Viața bună, de Cristian Iftode, unul dintre profesorii mei de la Facultatea de Filozofie din București. Viața bună, sau mă rog, fericirea, este căutarea fericirii. Nu există, este imposibil de fapt să ajungi la, în viziunea asta cel puțin pe care am prezentat-o până acum, este imposibil să atingi un prag al fericirii. Totul este dinamic, viața este dinamică, pentru că întotdeauna suntem expuși unor cadre de circumstanțe psihologice, sociale, de mediu, economice, politice, etc., care sunt de fiecare dată diferite și în continuă schimbare. De astfel nu poate să existe un prag static, un prag de echilibru, ci este vorba de o continuă adaptare care ne iese de multe ori mai puțin bine și vrem viața, să zicem așa, ușoară, care nu este cea de, nu cred că este cea dezirabilă, și de multe ori sau de mai puține ori ne descurcăm foarte bine în această funcție adaptogenă a spiritului nostru și atunci dăm lovitura, să zic așa. Cum spuneam, nu poate fi predată viața bună și prin urmare ea trebuie trăită, ea trebuie căutată prin încercarea constantă de a acționa rațional, din ce în ce mai rațional. Și Aristotel face această mențiune extrem de importantă: nu neglijați de emoțiile, spre deosebire de o mare parte a tradiției filozofice, mai ales tradiția creștină, care cumva vede afectivitatea, vede afectele, pasiunile, ca pe ceva prin excelență negativ, constrângător. Aristotel vrea să pună afectele, în emoțiile, în afectivitatea în sine, în slujba rațiunii. Iar asta e un lucru foarte greu de făcut. Adică e mult mai simplu să acționezi pur emoțional sau pur rațional, deși ambele sunt, în cazul ființelor umane, sper, doar niște modele de gândire, adică nu există om care să acționeze pur emoțional sau pur rațional, dar coordonarea extraordinară a acestui mecanism de echilibrare emoțional și rațional este ca un mers pe sârmă. Chiar nu e vorba de nimic simplu. Dar sigur, cum spuneam, lucrurile acestea nu pot fi predate, ele trebuie să fie pur și simplu cercetate, ceea ce încerc și sper să-mi iasă cel puțin într-o mică măsură este nu să găsim vreo soluție în aceste întâlniri pe care le avem, ci pur și simplu să încerc să cultiv, nici de cum să inoculez, să încerc să cultiv, să-mi cultiv atât mie cât și dumneavoastră o curiozitate, o voință de cercetare a lucrurilor despre care vorbesc. Viața bună este o viață autentică și tot profesorul Cristian Iftode a scris o lucrare despre autenticitate pe care vă recomand cu căldură. Viața bună e a ta, a mea, a lui X. Viața bună nu e un șablon universal. Stăpânirea de sine, în cazul ăsta, în cratea, nu e un șablon universal. A mă stăpâni eu pe mine cu afectivitatea mea e diferit de cum se stăpânește X, cum își stăpânește X sau Y propria afectivitate. Nu există un șablon universal decât dacă renunțăm la
povara pe care ne-o pune viața bună. Deci viața bună, viața asta virtuoasă, vine la pachet cu o foarte mare greutate. Și anume sinceritatea. Nu poți duce o viață bună dacă nu, ca să mă exprim așa puțin plastic, dacă nu te chinui constant să fii fericit, dacă nu constant te autoevaluezi și constant recunoști că acțiunea ta este perfectibilă. Desigur, fără a deveni maniac, adică totul trebuie să aibă o moderație, media justă. Vedeți? Cu cât încercăm să dăm o direcție clară, ca un fel de sfat de universal de viață, cu atât diverse elemente intervin în crearea acestei legități morale. Din nou ajungem la acea imposibilitate de a crea o rețetă. E ușor să fii acratic, să fii lipsit de stăpânirea de sine. Pentru că pur și simplu te lași pradă mediului înconjurător, te pliezi pe mediu, faci și mintea ta și afectivitatea ta, ambele sunt ocupate să găsească mecanisme de adaptare la mediul în care te regăsești. Dacă renunți la încercarea de a fi autentic, pentru că e foarte greu să fii autentic, mai ales în ziua de azi, dacă renunți la tentativele încercările de a fi autentic și încerci să te pliezi, mintea și afectivitatea vor fi ocupate cu plierea pe diverse șabloane pe care le oferă o anumită colectivitate, un anumit colectiv, un anumit segment al societății, etc. Și atunci, cam aici te învârți, fără să-ți pui prea multe alte întrebări. Cu cât îți pui mai multe alte întrebări, cu atât apare un disconfort. Dar, pe de altă parte, cu cât îți pui mai multe întrebări, cu atât ai mai multe șanse să înțelegi cine ești. Și fără a înțelege cine ești cu adevărat, în sensul, nu așa, facem un chestionar, 100 de întrebări, cum este chestionarul pe care l-am făcut când am terminat liceul, eu de altfel nici nu am apucat să-l fac, am făcut un chestionar de care îți spunea care ar fi cea mai bună profesie pentru tine. Sigur, acela ar avea lucrurile de genul ăsta un scop orientativ, să-ți dea o idee, din punctul meu de vedere, să spună eventual care sunt punctele tale tari. Și într-o societate cu un puternic impact, cu o puternică tentă de dreapta, mai ales cum începe să devină cumva și societatea românească urmând modelul vestic, este extrem de neprofitabil să-ți cultivi punctele slabe. Deși eu cred cu tărie că este ceva extraordinar să-ți cultivi și punctele slabe. Adică, să vă dau un exemplu banal, mie la un moment dat mi s-a spus de către un psiholog că nu sunt un foarte bun ascultător și că în viața asta ar trebui să practic o meserie în care să vorbesc foarte mult. Deși eu îmi doresc, printre altele, să devin și consilier filozofic într-o bună zi, poate chiar și psihoterapeut integrativ sau existențial. Dar vine acest sfat care îmi spune, din partea unei persoane avizate, care îmi spune că ar fi ca și cum mi-aș cultiva un punct slab, acela de a asculta. Dar eu cred exact inversul și cumva asta este una dintre lecțiile fundamentale ale filozofiei, care cumva se rupe așa de... Și consilierea filozofică, dar nu că se rupe, ci face un pas în lături la anumite lucruri care țin de un pragmatism social care în ziua de azi a devenit, este într-o tensiune cu devenirea spirituală. Pentru că, în mod cert, complexitatea spiritului uman permite și chiar cere cumva explorarea a cât mai multe dimensiuni. Ori, în momentul în care îți cultivi doar punctele tari sau un 95% proporție punctele tari, sigur, va fi mult mai profitabil, vei avea mult mai mulți, probabil mult mai mulți bani, probabil mult mai mult considerație din partea cercului de prieteni, etc., etc., dar rămân aceste dimensiuni neexplorate. Și eu recomand explorarea lor.
Nu e, cum spuneam, ca să conchid cumva partea aceasta, că nu există, nu cred că există 10 pași pentru a dobândi X. Tocmai pentru că, adică motivul, văzut așa ca într-o imagine de ansamblu, motivul principal este că viața fiecăruia dintre noi este unică, da, sună absolut trivial lucrul ăsta. Dar dincolo de faptul că sunt unice viețile noastre, sunt și extrem de complexe. Fiecare dintre noi vine dintr-un anumit mediu, fiecare vine cu propriile valori, fiecare cu propria educație, fiecare cu propriul bagaj genetic, fiecare cu propria structură psihologică, fiecare propriile preferințe, etc., etc. Desigur, statistica care vine cu niște pretenții de știință funcționează tocmai pentru că există niște corespondențe, adică nu trebuie să fim niște fanatici ai autenticității. Clar că semănăm unii cu ceilalți din foarte multe privințe. Tocmai de asta de asta funcționează statistica. Se pot găsi niște regularități foarte bine definite și deci suntem asemănători. Dar în momentul în care combinăm aceste trăsături, deci statistica își alege un șablon, un criteriu 2-3. Ființa umană, în funcționalitatea ei socială, de fapt în totalitatea ei, cuprinde sute de criterii, iar în momentul în care încercăm să le compilăm pe toate, adică în momentul în care, de fapt, ființa umană funcționează în baza acestor criterii în mod holist deodată. Și de asta vorbim despre o unicitate dată mai degrabă de complexitatea pe care o are această combinație a elementelor cu care venim. Și de asta fiecare soluție, fiecare drum trebuie căutat în mod individual. Drumul de la Acrasia la Encratea nu are hartă. Există niște sfaturi, niște indicații, niște, să zicem așa, niște direcții de bună practică, dar nu există GPS. Adică, pentru că destinația fiecăruia este diferită și lecția pe care ne-o dă Aristotel și pe care eu acum cumva încerc cu mari lacune să o prezint, pentru că și mie mi-a fost prezentată de domnul profesor Paul Gabriel Sandu, căruia îi mulțumesc din inimă pentru tot efortul depus. Călătoria către fericire se împlinește în fiecare pas al mersului. Călătoria, drumul, efortul acesta spre Encratea, spre stăpânirea de sine, nu are o anume destinație. Chiar dacă ar exista o astfel de destinație, ea este imposibil de întrezărit. Tocmai pentru că un model uman prin excelență, modelul uman, nu există. Fiecare cumva are propriul target final greu de întrezărit, pentru că și acest target, dacă acum noi ne imaginăm, să zicem, e mai simplu așa, am tot încercat cu mai multă lume experimentul ăsta mental, e mai greu cu noi înșine să ne imaginăm în decurs de 2 ani de zile partenerul perfect sau partenera perfectă. În curs de 2 ani de zile, trăsăturile, atât emoționale, intelectuale, fizice, de caracter, etc., ale partenerului respectiv, partenerei perfecte, se vor modifica. Deci, chiar și un ideal uman asupra propriei persoane va fi într-o continuă schimbare. Și de asta trebuie să fim mereu atenți la ceea ce ne înconjoară, la noi înși, niciodată să nu ne culcăm pe urechi, niciodată să nu cădem așa într-o autosuficiență acceptării. Chiar dacă de multe ori există riscul unor căderi, mi-aduc aminte, acum trece prin minte ceea ce spune un mare gânditor, foarte bun psihoterapeut, unul dintre fondatorii psihoterapiei existențiale, Irvin Yalom, spune că only a wounded healer
can heal others. În sensul de că doar un om care a trecut printr-o suferință poate să vindece cu adevărat suferința celuilalt. Ori, și acum să mă întorc la Cristian Iftode, la domnul profesor Cristian Iftode, care spune că o viață bună nu poate fi o viață de unul singur. Foarte interesant. Ideea este, sigur, de origine aristotelică. Viața bună nu poate fi decât o viață în comunitate. Nu există viață bună în pustietate, fără implicare socială, într-o izolare față de restul lumii, față de restul ideilor. Sigur, viața bună e o viață în dialog, în comunicare, în comunitate, în întrajutorare, în împlinirea, sigur, pe a dragostei, atâta dragostei erotice de cuplu, care dacă ratează această parte, inclusiv Platon, care este un anti-afecte, spune chestia asta, că fără eros, fără pasionalitate în viața de cuplu, se ratează foarte multe, dar e vorba și de împlinirea dragostei față de aproapele, împlinirea a ceea ce se numește agape, dragostea față de aproape, dragostea pe care de pildă o propune Hristos, nu neapărat religia creștină, cât Hristos, desigur cu mențiunea cât se poate de firească și evidentă, de la sine evidentă, că a ne lua un model atât de înalt din prima este o mare greșeală. Adică a te declara, a lua ca model de bună practică din prima pe Hristos, e o foarte mare greșeală. Știți că e și o vorbă, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Se poate aplica cumva invers. Modelele trebuie să fie și ele treptate, pentru că mintea umană, care este prin excelență comparativă și care are capacitate de empatie în cazul în care nu suferim de boli psihice, empatizăm mai ales cu slăbiciunea, cu una dintre slăbiciunile pe care le are un anume model de viață bună sau, în fine, model. Știți, un exemplu s-ar putea să fie cunoscut mai ales în rândul tinerilor. Billie Eilish, o cântăreață, a dobândit foarte mulți fani, tocmai pentru că ea într-un timp foarte scurt, tocmai pentru că ea în melodiile ei își expunea vulnerabilitățile, iar lumea vedea că, iată, o persoană la un standard foarte înalt are aceleași sau probleme similare cu problemele mele. Și atunci se crea o conexiune intimă. Spre deosebit, sigur, sunt persoane care devin faimoase pe TikTok, dar fine. N-aș vrea să intru în acest subiect, că mă aprind. Deci, cum spuneam, gândirea noastră este una comparativă, vrea relații, vrea raporturi și pentru a fi capabili să trăim conștienți, liniștea, encrateia, starea de stăpânire de sine, fericirea, dar niciodată, repet, niciodată fericirea aia, adică trăim, știți, mi-a trecut așa prin minte, tot fac niște paranteze de la notițele pe care le-am făcut aici, o cercetătoare în neuroștiințe care a scris o carte Love 2.0, o cheamă Barbara, îmi scap acum, dar ideea e, ilustrează destul de bine. Ea spune că dragostea nu este nici durabilă, și nu este nici continuă și nici exclusivă. Ceea ce vrea să spună ea aici este că în momentul în care, să spunem, eu iubesc pe cineva, iubesc realmente, dar nu doar în drăgosteală, iubesc realmente persoana, partenerul meu de viață, iubesc din adâncul sufletului. Cercetătoarea arată că iubirea aceasta, nu e, ce vrea să spună prin faptul că nu este continuă, este că eu nu iubesc
în continuu ca emoție, ca stimul psihic, ca stimul, scuze, cerebral, biochimic, persoana respectivă. Pentru că în momentul în care iubesc, adică minutele în care mă gândesc conștient la persoana respectivă sau când sunt alături de persoana respectivă, se activează niște neurotransmițători, niște reacții biochimice în organismul nostru. Ori chiar dacă eu realmente iubesc persoana respectivă, stimulul ăștia nu sunt constanți. E, am încercat prin paranteza asta, care mi-a trecut așa prin minte, să ilustrez cum stau lucrurile și cu aceste ideea de fericire, de stăpânire de sine. Și nu e nimic rău în lucrul ăsta. Nu e nimic rău în a nu fi așa într-o stare din asta de exuberanță continuă, de fericire. Este ceva firesc. Fluctuația emoțională este un lucru firesc, e dovada cumva că ești om. Spuneam și de, aminteam de, apropiindu-mă cumva de final, de ceea ce ne spunea Yalom, referitor la faptul că doar un vrac rănit poate vindeca cu adevărat. Cred și eu în ce a spus el, pentru că suferința îți oferă un anume fel de cunoaștere practică. Vorbeam de rolul suferinței la început. O cunoaștere practică a situației în profunzimea ei. Și vorba lui Kierkegaard, că și de el aminteam, care ne spune că viața nu e pur și simplu o problemă de rezolvat. Nu e un sistem filozofic nu poate cuprinde viața. O filozofie, o încercare de teoretizare nu poate cuprinde subtilitățile vieții. Viața e viață și trebuie trăită și experimentată în cel mai brutal și frumos deopotrivă mod posibil. Eu cred că suferința nu trebuie să fie pur și simplu dată la o parte. Eu nădăjduiesc că suferința poate fi transformată în putere. În măsura în care suntem capabili să nu o lăsăm să ne copleșească pe de-o parte și în măsura în care suntem capabili să suferim într-un mod inteligent. Și ce vreau să spun prin a suferi într-un mod inteligent, și aici intervine și cumva dimensiunea regretului ca act prin excelență cognitiv, pentru că atunci când regreți nu presupune neapărat și că ai remușcări, și atunci când ai pure remușcări nu presupune neapărat că și regreți un anumit lucru. Deci remușcarea ar fi ceva organic în sistemul ăsta de exprimare pe care îl folosesc aici, pe când regretul este mai degrabă un act cognitiv. Deci a suferi inteligent înseamnă a avea o reacție autentică, inclusiv internă, de recunoaștere a neputințelor noastre, a inautenticității noastre. În momentul unei evaluări sincere, clar poate exista și un astfel de răspuns de neplăcere, răspuns care ne validează că am făcut, ne validează faptul că am făcut o evaluare corectă, chiar dacă evaluarea respectivă doare. Semnul, adică suferința poate să fie un trigger, ca să mă exprim în tot în limbajul modern, să zicem așa, al psihologiei morale, un trigger spre a ne mobiliza să devenim noi înșine, într-un mod autentic. Să fac o scurtă trecere și spre dimensiunea, deși, repet, ca spinozist fac aceste treceri mai degrabă în scopul pedagogic decât
spre a menționa pur și simplu lucruri din literatura creștină, dar în orice caz, una dintre fericiri ne spune așa: fericiți cei ce plâng, căci aceia se vor mângâia. Fericirile, cele nouă fericiri, în genere descriu viziunea creștină asupra celor nouă virtuți capitale. Această fericire nu se referă la a suferi pentru că nu avem o mașină mai luxoasă sau un apartament mai mare sau pentru că nu ne permitem o vacanță în Tenerife sau în Thailanda. Nu. Fericirea asta, atât din punct de vedere al unei interpretări istorice, cât și din punct de vedere al unei interpretări dogmatice, se referă la a suferi pentru păcatele noastre. Ca să traduc puțin dincolo de dimensiunea creștină, putem să spunem așa: se referă la a suferi pentru neputințele noastre, a suferi pentru faptul că suntem într-o stare de îmbrățișare a acrasiei, a lipsei de putere, să suferim pentru asta, ca să ne mobilizăm să ieșim din această, din acest nămol călduț, confortabil al zonei de confort intelectual, emoțional, spiritual. Deci presupune o recunoaștere a slăbiciunilor, iar o astfel de recunoaștere înseamnă autocunoaștere. Iar autocunoașterea este, cum spuneam, fundamentul, primul pas către viața bună. Și aici dimensiunea, că am spus de rolul suferinței și a regretului, aici rolul regretului, și am spus și în comunicat că din punctul meu de vedere o persoană care nu are absolut niciun regret, regret din nou, înțeles ca un act cognitiv, regret, constat o eroare, o neputință, o greșeală pe care am făcut-o, o persoană fără regrete este o persoană inferioară sau, în fine, o persoană lipsită de simț moral, lipsită de o maturitate emoțională și intelectuală. Este perfect normal să constați că nu duci o viață ideală, o viață virtuoasă. Este perfect normal ca părinte să recunoști că ai făcut niște greșeli în creșterea copilului tău, ca tânăr să recunoști că nu ai făcut, știu eu, ce lucruri sau că ai făcut niște lucruri pe care nu voiai să le faci. A regreta este un act de un semn al unei maturități emoționale, intelectuale și spirituale. Sigur, repet, cu diferența dintre regret și remușcare. Regretăm tot felul de nimicuri și lăsăm neplânse aspecte fundamentale ale vieții noastre. Regretăm că nu am cumpărat un anumit lucru sau că ne-am plănuit vacanța într-o țară străină când trebuia să planificăm în România sau invers. Lucruri absolut sau în mare parte irelevante pe planul unei întregi vieți umane. Și acceptăm cu capul plecat de multe ori erori fundamentale. Punem sub preș tot felul de frustrări, traume, minusuri din tinerețe, din adolescență, din copilărie, le lăsăm acolo, spunem că e ok, nu contează, nu regretăm, nu ne întoarcem asupra lor. Ele își fac simțită prezența, că vrem sau că nu vrem, în cursul vieții, dar pentru că nu avem acest curaj de a păși în dimensiunea negativității vieții umane, pentru că este vorba de un curaj aici. Curajul, și cu asta realmente mă apropii de încheiere, curajul presupune dimensiunea fricii. De fapt, asta înseamnă să fii curajos și asta cumva ne învață tot Aristotel, că nu sunt lucrurile astea de descoperite ieri sau alaltă ieri.
Sunt de 2500 de ani. Ne învață Aristotel când ne spune că momentul în care un individ acționează, să zicem, e un lucru foarte interesant care la început mi s-a părut așa, că mi-a scurt-circuitat cumva niște valori morale. Mi-a ultragiat simțul moralității. Aristotel la limită ar spune că dacă noi sărim dintr-un impuls eminamente pur, să zicem așa, de conservare a speciei, să prindem un copil care se împiedică, bine, exemplul ăsta nu e cel mai bun, dar la limită funcționează și el, dacă nu am gândit cumva situația respectivă, riscurile pe care existau, dacă nu ne-am implicat și rațiunea în acest proces, ca să fim conștienți de acțiunea, de lucrurile pe care le facem, acțiunea respectivă are o nulă sau foarte mică valoare morală. La fel, a acționa curajos presupune a recunoaște că mie mi-este frică de o anumită situație și în ciuda acelei temeri, în mod rațional să acționez spre a-mi atinge scopul, deși teama mă presează. Altfel, o acțiune, să zicem așa, de bravadă nu se numește o acțiune, o acțiune de bravură nu este o acțiune curajoasă. Deci, ca să concluzionez, dimensiunea aceasta a suferinței, dimensiunea regretului conturează și sunt cumva niște factori de amorsare, adică niște pârghii pe care le putem folosi spre a să mă exprim așa kierkegaardian, spre a ne căi. Ce înseamnă a ne căi? A ne recunoaște neputințele, dar într-un mod sincer, cum, ca să mă duc așa și din nou către creștinism, cum povestesc călugării, a plânge cu lacrimi fierbinți păcatele, bine, sigur, e o exagerare aici, dar a recunoaște organic neputința și a încerca să o îndrepți, iată unde regretul și suferința își fac simțite prezența ca elemente, ca trepte importante, trepte permanente în traseul nostru către, de fapt, vedeți, aici e, să zicem așa, jocul, șpilul, că de fapt asta înseamnă în română șpilă. Aici e jocul, un joc cognitiv și spiritual deopotrivă. Drumul nu este către X, ci mai degrabă o exprimare care să înglobeze întreaga discuție de astăzi. Drumul pe care voiam să-l menționez acum e de fapt un drum către un alt drum. E drumul către drumul de la acrasia la encratea. Este un drum asupra căruia ne putem pronunța, unde se dau aceste sfaturi, direcții, deși nu există hartă, nu există GPS, care ne pune pe drumul unde noi suntem în principiu, singuri, în drumul spre interiorul nostru. Dar, revin la ceea ce spunea profesorul Liftot, de că o viață bună nu este o viață trăită de unul singur, celălalt este întotdeauna o oglindă pentru noi înșine. Și chiar și, ca să mă folosesc tot de limbajul ăsta uzitat abuziv în ziua de azi, până și o relație interumană care asta numește toxică este un prilej de autocunoaștere, e un prilej important de autocunoaștere. Pentru că în slăbiciunea, în toxicitatea aproapelui, poți, dacă ești sincer și vrei să te îmbunătățești, cu prețul de a suferi, probabil, îți vezi propria-ți toxicitate și poți să te purifici. Că dacă ești bolnav și nu știi că ești bolnav, n-ai cum să te tratezi. Rare cazurile în care un bolnav se tratează accidental de boala de care suferă și el nu știe.
Și ca să închei așa cu motoul zilei, să rămână acest moto destul de folosit și în limbajul sau, mă rog, în literatura de consiliere filozofică și psihoterapie existențială, dar, mă rog, fericirea este căutarea fericirii. Fericirea nu este ceva static, un standard, un ceva. Nu. Fericirea este, de fapt, această fluctuație, cum vorbeam de exemplu cercetătoarei Barbara, îmi scapă numele de familie, fluctuația fericirii encrateii noastre se reflectă în fluctuația din exterior. Și astfel, cum spuneam, fericirea este căutarea fericirii. Vă mulțumesc mult, dragi ascultători. Mă bucur nespus că am avut din nou prilejuri să purtăm o mică discuție împreună, să ajungem la niște tentative aici de către drumul de la acrasia la encratea. Aștept cu nerăbdare să ne revedem. Vă dau așa un mic spoiler. Următoarea discuție s-ar putea să se întâmple într-un cadru ușor diferit, dar sunt sigur că va fi o discuție cel puțin la fel de productivă. Multă înțelepciune și toate cele bune!